Interzis în Ghencea și pe Giulești, Dinamo a găsit stadion cu doar 2 zile înaintea meciului cu Farul. Dinamo se întoarce după o lună pe Arcul de Triumf. Dinamo și-a încercat norocul pe 10 stadioane, dar a fost refuzată peste tot, din Giulești, în Ghencea și până la Ploiești. A fost o perioadă un pic tensionată. Am fost refuzați pe motive care nu țin de nicio logică. Mulțumim și federației, mulțumim și Arcului de Triumf că până la urmă a existat înțelegere. Dacă nu găsea stadion, Dinamo putea să piardă cu 3-0 la Masa Verde. Chiar nu cred că Farul ar fi mers până acolo, pentru că nu e stilul lor. Eu am vrut să transmit partenerilor de competiție un alt mesaj. Fotbalul se joacă pe teren. Ne dorim toți competență, nu șmecherală. În disperare de cauză, dinamoviștii i-au propus lui Hagi să joace acum la Ovidiu, iar returul să fie la București. Varianta pe care am primit-o a fost, vă primim cu bucurie, dar jucăm ambele meciuri aici. Dinamo are 2 înfrângeri la rând, însă e doar la un punct de campioana Farul. Vă e teamă pentru Dinamo să nu retrogradeze? Nu mi-este teamă, jocul este unul bun. Dacă nu vor face, 2-3 transferuri, s-ar putea să aibă probleme.